pentru că am tot auzit mai devreme în talk-ul tău de case pasive, de energie verde, de organizații cum sunt EFDN, Prispa și toate lucrurile pe care le faci se învârt așa în jurul domeniului ăsta al energiei. Îmi dau seama că de fapt ai nevoie de foarte multă energie sau întrebarea este de fapt. Cum poți să îți extragi suficientă energie încât să te ocupi de tot ce te pasionează? Cum funcționează pentru tine? Eu am început să fac toate lucrurile astea din dorința de a nu mă plictisi când am venit în București la facultate. Voiam să fac lucruri diverse, poate chiar să aflu ce îmi place să fac. Și așa am intrat în proiectul Prispa, pentru că ziceam da la toate oportunitățile, voiam să aflu cât mai multe lucruri. După, în proiectul FDN a trebuit să am energia necesară ca să înceapă proiectul și care să fie dus mai departe. Sincer să fiu, într-o foarte mare perioadă de timp am fake it till you make it. Adică trebuia să am aparent toată energia și tot optimismul și toată motivația, astfel încât chiar și în cele mai dureroase momente și triste eu să fiu cel care dă energia. Nu simțeam neapărat atunci. Ce m-a ajutat însă procesul ăsta este că pe măsură ce eu fake it, ajungi să trăiești genul ăla de energie și după aia să-ți dai seama, pe măsură ce ai rezultate, că bă, energia pe care tu o ai și o transmiți poate să creeze lucruri bune pentru alții. Ok, bun. Sper că putem să construim pe același proces. Iar prin ce faceți voi în momentul de față, citeam o chestie pe scurt care puncta trei elemente. Planetă, oameni, profit. Cum toate elementele astea, în viziunea voastră cu ce construiți prin EFDN și toate proiectele pe care le faceți, chiar și în afară de asta, cum toate astea pot să ajute să probabil să optimizeze aceste elemente sau care e ideea aici în spatele acestor cuvinte cheie? De-a lungul timpului, lumea a evoluat și suntem astăzi din ce în ce mai bine. Ei bine, în același timp, totuși, sunt niște provocări majore ce țin de schimbări climatice, de poluare, de resurse, de egalitate socială și inegalitate economică. Ce vrem noi să facem în diverse proiecte în care sunt implicat este să avem o abordare a sustenabilității. Ce înseamnă să fii, nu știu, o organizație sustenabilă sau să dezvolți un produs sau serviciu sustenabil? Ei, și aici ajungem la ce spuneai tu, cu planeta, cu populația și cu partea economică. Practic, tot ceea ce facem și există această posibilitate poate să fie bun pentru noi, pentru oameni, că așa tindem de cele mai multe ori să ne gândim, poate să fie însă bun și pentru planetă și să aibă chiar un impact pozitiv. Ei, și în aceeași măsură, e important să aibă sens și economic. Pentru că dacă tu faci un produs care e bun pentru oameni și e bun pentru planetă, dar oamenii nu și-l permit, tu nu o să ajungi să ai impactul pe care ți-l dorești. E acel fine tuning și atunci în decizii de zi cu zi ai un mecanism, o recomandare pe care să o urmărim și noi când facem orice implică activitățile noastre day to day. E ceva ce putem folosi ca să ajute și să contribuie, că de aici vine, adică din talk-ul tău de mai devreme, una din ideile principale pe care le-am desprins este că, într-adevăr, orice acțiune mică contează și toate puse la un loc, într-adevăr, creează schimbarea și, mă rog, metamorfoză, vorbim și de asta, dar asta zic. Cred că orice acțiune mică și aici, dacă ai niște acțiuni mici pe care să ni le indici. E interesant pentru că atunci când vorbim de responsabilitate și de sustenabilitate, foarte mulți dintre oameni spun, bă, eu aș vrea, dar nu se poate, din diverse motive. Ei bine, cel mai mare lucru pe care îl putem face este să nu cumpărăm atât de multe lucruri. Trebuie să ne dăm seama că orice folosim noi, orice cumpărăm, mâncare, alimente, lucruri de băut sau hainele de pe noi, acele lucruri vin de undeva, suferă un proces de transformare și atunci când noi le aruncăm se duc într-un alt loc. Nu este un proces magic. Astfel, fiecare obiect pe care noi îl vedem are înglobat în el niște apă, niște energie și lasă o amprentă asupra mediului. Asta ar fi primul sfat, să încercăm să folosim cât mai puține lucruri, să le reutilizăm și în cât de mult putem să le reciclăm. Ok, deci să ne mai gândim o dată dacă chiar avem nevoie de următorul element. Am înțeles că pentru tine un moment de metamorfoză sau mai apropiat de ce ar însemna metamorfoză a fost faptul că ai trecut înspre lumea asta și ți-a fost deschisă de către proiectul Prispa sau ce se întâmpla în momentul respectiv. E ceva în plus ce ai vrea să spui despre momentul ăsta al tău de metamorfoză? Că de aici aș vrea să desprindem niște
trigări pe care și noi am putea să-i urmărim și să ne dăm seama că urmează și pentru noi vreo schimbare așa majoră. Sau că a avut loc, dar poate nu ne-am dat seama deja. Da. Când vorbim de metamorfoză, e important să ne dăm seama că asta e o transformare și transformările nu sunt niciodată ușoare. Acum, dacă tu vrei să faci o schimbare în viața ta și zici nu, 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 nu și nu, e foarte greu să ajungi la transformarea asta. Ce am făcut eu a fost să intru în cât mai multe proiecte, să intru în cât mai multe oportunități, să mă lovesc de oameni și de experiențe cât mai diferite, ca să-mi dau seama cum întreg procesul ăsta mă transformă pe mine ca om. Iar chestia asta, unul, durează și nu e chiar simplă, deci trebuie să fii cumva confortabil cu durerea. Obișnuiți-vă. Da. E un fel de yes man. Da. Doare, dar merită. Dă-ne așa o privire generală despre cum ți s-a părut ție până acum momentul, mă rog, TEDx Bucharest, echipa, orice feeling în jurul ce înseamnă experiența TEDx și după aia ceva ce ai vrea tu în mod special să spui, știi? Adică un gând de ale tale care nu vine ca un răspuns la vreo întrebare de până acum, dar hai să pornim pe experiența cu momentul. Spuneam și în prezentare că eu cred foarte tare că mici comunități offline pot să schimbe țara asta și să o ducă mai departe. Și ce face TEDx până la urmă e să creeze aceste microcomunități care împreună se întâlnesc, visează și speră la mai bine și încep să facă transformarea aia acolo la nivel local, ulterior extinzându-se și cine știe, pot să schimb și lumea în felul acesta. Da. Când vorbim de schimbare, de cele mai multe ori vorbim de schimbarea altora. Ce nu ne dăm seama este că schimbarea orașelor sau a lumii sau schimbarea altora este mult mai grea decât schimbarea noastră. Și cu toate că noi nu ne putem schimba pe noi, la nivel de așteptări, am vrea să se întâmple minuni. Când vorbim de metamorfoză, suntem noi, în primul rând. Trebuie să reușim să ne schimbăm pe noi, apoi să îi schimbăm puțin pe cei de lângă noi și uite așa, așa te duci mai departe. Mersi că ne-ai arătat procesul prin care ai trecut tu. Cum TEDx Bucharest face chestia asta și de la an la an își dă câte o temă, anul ăsta a fost metamorfoză. E o temă pe care tu o trăiești acum și ai un cuvânt pentru tine în etapa asta a vieții care te descrie cel mai bine sau care îți descrie cel mai bine etapa vieții în care ești acum? Un titlu, așa, un header, un... Poate să fie o reacție, poate să fie orice. Iar dacă nu te-ai gândit la asta, e și mai bine. Un cuvânt. Că acum o să iasă așa, știi, foarte... Un cuvânt sau, mă rog... Cred că evoluție e cuvânt. Evoluție. Da, pentru că de foarte multe ori ne luptăm să ajungem mai sus și la un moment dat, după procesul ăsta foarte dureros, când ajungi într-o zonă așa călduță, zici, bă, da, am ajuns aici, de ce să merg mai departe, m-am realizat în viață, de ce să intru iar într-o nouă aventură mai sus, mai importantă și mai dureroasă pentru mine. Sper ca evoluția cumva să mă țină energizat și să merg și să risc mai mult și să sufăr mai mult și să fiu și mai fericit și să crezi lucruri. Uite, un om care abia așteaptă să simtă durerea. Da. Îți dă seama câtă transformare pozitivă produce. Nu mă înțelege greșit, nu-mi place durerea. Da, dacă aș putea, nu aș vrea să nu mă doare deloc. Dar înțeleg că transformarea asta are nevoie de niște schimbări și schimbările înseamnă durere. Ok. Îți mulțumesc că ne-ai arătat și eu mulțumesc tot procesul ăsta. Mersi tare mult, Mihai. Mulțumesc și eu. Cu cel mai mare drag. Mersi.